Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă așteptați. Am avut o urgență din străinătate și a trebuit să dau curs telefonului pe care l-am primit. Stimați reprezentanți ai presei, vreau să precizez de la bun început, de la deschiderea acestui briefing, că va fi doar un briefing de presă, întrucât discutăm despre niște informații cu privire la o anchetă în desfășurare. Așadar, venim cât putem în întâmpinarea așteptărilor opiniei publice privind transparența, însă trebuie să respectăm cu strictețe legea și uzanțele diplomatice. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, am convocat acest briefing pentru a aduce la cunoștința întregii opiniei publice un caz extrem de grav care demonstrează rezistența la schimbare a sistemului profund corupt și criminal controlat până de curând de Vladimir Plahotniuc. În calitate de ministru al afacerilor interne al Republicii Moldova, consider de responsabilitatea și a instituției noastre managementul acestui caz, un caz extrem de relevant pentru întreaga activitate de reformare a societății și de eliberare de sub presiunea unui sistem corupt în profunzimea lui. Iată care sunt faptele. Ministerul de Interne al Republicii Moldova a intrat prin mijloace specifice de investigație în posesia scrisorii oficiale venite din partea autorităților elvețiene privind intenția de transmitere spontană a informației către autoritățile competente ale Republicii Moldova emisă de Procuratura 3 a cantonului Zurich cu privire la Plahotniuc Vladimir și alții. Potrivit Departamentului Federal de Justiție și Poliție al Elveției, autoritățile moldovenești urmau să confirme permiterea, în condițiile solicitate de autoritățile elvețiene, a primirii informațiilor ce indicau suspiciuni de spălare de bani deținute de Procuratura 3 a cantonului Zurich, termenul limită pentru aceasta fiind, vă rog să rețineți, 21 iunie 2019. Opinia publică trebuie să cunoască că scrisoarea autorităților elvețiene a fost transmisă prin intermediul ex-procurorului general Harunjen la Procuratura Anticorupție, procurorului Adriana Bețișor. Documentul a fost însă tăinuit de către aceștia și instituțiile pe care le reprezentau în vederea obstrucționării oricăror anchete penale și internaționale împotriva oligarhului Plahotniuc, autor și beneficiar al mai multor crime cu caracter grav și foarte grav. Amintesc că despre aceste inițiative am făcut mențiune în denunțul adresat Consiliului Superior al Procurorilor împotriva ex-procurorului general Eduard Harunjen, fapt ignorat de membrii acestuia până în prezent. Având în vedere toate aceste lucruri, evaluând cu obiectivitate întregul context politic și social al momentului și toate evenimentele derulate de la instalarea guvernului din care fac parte până astăzi, fac următoarele precizări. Reamintesc tuturor că în Parlamentul Republicii Moldova, majoritatea legal constituită a votat în unanimitate o declarație prin care Republica Moldova este recunoscută ca fiind un stat captiv unui sistem mafiot și criminal. Cazul prezentat astăzi demonstrează acest lucru fără putință de tăgadă. Ca atare, consider că această declarație a Parlamentului Republicii Moldova trebuie să producă cât mai repede efecte concrete. Fermitatea cu care ministerul pe care îl conduc își va formula abordările pe astfel de subiecte vor deveni din acest moment evidente. Orice fel de rezistență la schimbare și reformă nu produce altceva decât circumstanțe agravante. Solicit demararea imediată a unei anchete interne și penale în cadrul Procuraturii Generale care să aibă drept subiect această tăinuire. Vinovații trebuie să răspundă. Trebuie să răspundă imediat. Totodată cer intentarea imediată a cauzei penale privind uzurparea puterii în stat, proces tergiversat în mod premeditat de către fostul și actualul procuror general interimar,
Solicitarea de către aceștia a ridicării imunității procesuale a lui Plahotniuc, Șor și alții și anunțarea acestora în căutare internațională. Fac din nou un apel către toți cei care știu că au fost sau sunt implicați într-un fel sau altul în sistemul care a jefuit și batjocorit Republica Moldova. Renunțați la funcțiile pe care le aveți. Fie că este vorba despre judecători, procurori, polițiști, funcționari, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Renunțați să vă mai împotriviți schimbării pe care oamenii Republicii Moldova și-o doresc cu adevărat. Încetați activitățile ilegale prin care încercați să vă acoperiți urmele. Este imposibil să poți ascunde la nesfârșit fapte penale. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să înțelegeți că totul s-a terminat pentru voi. Vă rog să înțelegeți că reformele acestui guvern sunt ireversibile. Moldova nu se va mai întoarce niciodată în zona gri atât de confortabilă până de curând pentru cei vizați de apelul meu. În calitate de ministru al afacerilor interne, aduc la cunoștința opiniei publice că în lipsa unor reacții legale și prompte din partea procuraturii, am decis alături de toți colegii mei de bună credință din structurile pe care le coordonez să demarăm cu titlul imediat, respectând cu strictețe litera și spiritul legilor și ținând cont de hotărârea Parlamentului prin care Moldova a fost declarată stat captiv, toate acțiunile necesare pentru elucidarea stufosului dosar al zecilor de miliarde furate și al londrumatului mafiei rusești prin băncile Republicii Moldova cu sprijinul justiției captive din acea perioadă, dar și pentru sancționarea tuturor celor vinovați de încălcarea drepturilor și libertăților oamenilor, inclusiv prin interceptarea convorbirilor telefonice, urmărirea și persecutarea persoanelor. Cazurile de mare corupție vor fi prioritatea zero pentru grupele de lucru care vor fi coordonate de colegii mei și vor lucra sub atenta mea coordonare. Toți, absolut toți cei implicați în acest dosar vor răspunde pentru faptele lor. Nimeni nu este mai presus de lege, indiferent care este numele acestuia sau poziția pe care acesta o ocupă în stat. Celor care știu că au fost beneficiari direcți sau executanți ai acestei operațiuni legale de proporții istorice, le spun că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să colaboreze cu structurile care vor ancheta acest dosar. Plahotniuc Vladimir este cel care întreține încă prin mijloace banditești, prin amenințări telefonice și șantaj, rezistența sistemului criminal creat și coordonat chiar de el în ultimii 10 ani. În Republica Moldova, Plahotniuc nu mai are putere. Epoca lui s-a încheiat. Nu vă lăsați amăgiți, nu are niciun sens să faceți închisoare pentru un individ care a fugit sperând că așa nu va răspunde în fața legii. Și el se amăgește. Îl vom aduce acasă, nici el nu bănuiește cât de curând se va întâmpla acest lucru. Spun acest lucru deoarece structurile de securitate din Republica Moldova și-au recalibrat deja prioritățile și sunt foarte aproape de a-și finaliza nouul sistem de proceduri prin care își definesc ireversibil un nou beneficiar, acesta fiind cetățeanul Republicii Moldova, nimeni altcineva. Structurile de securitate din Republica Moldova, în mod special Ministerul Afacerilor Interne, se conectează cu fermitate ecosistemului de securitate european și regional. Cu discreție, așa cum este firesc pentru o instituție ca noastră, dar cu profesionalism și determinare. Spun de fapt, ca să fiu înțeles de toată lumea, că vom fi sprijiniți să limpezim toate cazurile transfrontaliere prin care Republica Moldova a fost jefuită și nimeni nu-și mai poate rezolva niciun fel de problemă penală în Republica Moldova sau în statele civilizate ale lumii cu care deja am deschis canale de comunicare esențiale. Credeți-mă, nu sunt deloc puține. După ce procurorii independenți ai Republicii Moldova vor face ceea ce trebuie făcut, după ce toate procedurile legale vor fi respectate, după ce va fi dat în urmărire internațională, colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne vor duce la îndeplinire mandatul de aducere al lui Plahotniuc Vladimir în fața justiției, mandat care va fi foarte curând demis pe numele ultimului dictator al Europei secolului 21. Închei, având convingerea că toți care trebuie să înțeleagă că actuala guvernare nu se aseamănă cu niciuna dinaintea ei, au înțeles deja acest lucru.
Vom face dreptate pentru toți și pentru fiecare în parte și, bineînțeles, o viață mai bună. Vă mulțumesc! Vă dau o nouă întâlnire cât se poate de curând, fapt despre care veți fi informați prin intermediul serviciului de presă. Mulțumesc! Neapărat o să vă facem un comunicat, că cel mai timp va fi așa, să vă facem un comunicat cu privire la acest caz. Dar furtul de la bancă din sectorul publicat. Și cu aceste cazuri vom vorbi. Spuneți-ne, vă rog, de ce au fost invitați în privat